Bună seara, dragilor și bubii, să ne întâlnim cu urmă la sincerii grupii de treabă. Deci, tema pe plan astăzi. Facem așa stătura mintea, care
lumea toate să fie egale. Deci, dacă mai pot un pic ca să... mă duc spre... Deci, două, am luat la două, și o spirit. Și eu sunt da, da.
patru spigoluri din... Care l-au avut toate patru. Deci fie triunghiule. Începe demonstrația, da? Da. Demonstrație pentru scumpioare. Fie triunghiule, VDC și VAVR. Nu prea avea funcții cu 15 grade.
mai știu, la 30 de grade funcție, trebuie să merge la 45, la 60, da? Dar dacă știm două laturi și unghiul dintre ele, de asta ne folosim. Asta e. Deci, știm două laturi și unghiul dintre ele. Este o teoremă. Da. De ce? Aici trebuie să ajungem. Cum aflăm pe a treia, că știm două laturi și unghiul dintre ele? Păi da. AB la pătrat, nu? Latura la pătrat egal cu una din ele, ori cealaltă, ori sinusul dintre ele, nu? Asta ne dă într-un verbi. Asta e AB, ceva, la AB, la mestec. La AB, da, 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 la AB. Teorema pătrată generalizată, care spune o latură la pătrat egal cu suma pătratelor celorlalte două, adică egal cu asta la pătrat, plus cealaltă la pătrat, minus de 2 produsul lor. Ori cosinus. Ori cosinus sunt unghiul 3. Da. Și ce aflăm așa? A, AB. O aflăm AB. Teorema termodinamicii și poate găsi în orice triunghi. În orice triunghi. De-aia e termodinamicii. Ca să afli ce? Ca să afli o latură. Orice latură. Orice latură. Dacă cunoști două din... Dacă două și unghiul dintre ele. Și noi aici cunoaștem două și unghiul dintre ele. De ce generalizată? Ca teorema unui Pitagora, ea nu m-a întâlnit dreptunic. Da. Spuneam, ipotenuza la pătrat, egal asta la pătrat, plus cealaltă la pătrat. Și mai ziceam minus de două produsul lor cu cosinusul unghiul dintre ele. Cosinusul din 90 de grade este zero. Atunci, când unghiul mai mic din 90 de grade sau mai mare, nu mai am situația aceea, particulară. Asta e generalizat atunci. Deci ce zicem? În triunghiul A, B, B, AB. VA egal BB egal cu 4. Și A, unghiul măsurat de A, B, B, egal cu 30 de grade. Atunci se rezultă, conform teoremei lui Pitagora, generalizată. Exact, spune T. T, T, G. G, da? Da. Pitagora generalizată. Că latura AB la pătrat, adică la treabă care nu știu, nu-i neapărat. Da, exact. Da? A, de la pătrat e ca cum? De la pătrat e. Nu știu. Vorbește. Hai, te rog. De la pătrat. Da. Plus. De la pătrat. 3, 2, adunate. Minus. 2, 3, 2, 3. Plus, 3. Da. Deci, latura care o trebuie la pătrat, egal cu suma pătratelor celorlalte două. Pe care le avem și unghiul dintre ele. Atenție. Minus de două produsul lor, oricum sunt unghiul dintre ele. Așadar, zicem că AB pătrat. Egal cu 2 la 4 la 2, 2 la 16. 2 la 16. Minus 2 la 16. Minus 2 la 16. Ori cosinus 30 care... Radical din 3 cu 2. Așa, când simți unul pe 2? Da, radical din 3 cu 2. Când simți unul pe 2? 2 cu 2 cu 4. Statem 2 la 16, minus 16 radical din 3. Și ca 16 pe 2, minus 2 la 16, minus 16 radical din 3. Și ca 16 pe 2, minus radical din 3. 16 pe 2, minus 16 radical din 3. Și AB va fi ca cu... Cu toate, că am arătat toate sunt egale, deci toate sunt... Da, bine, dar AB, ne avem pe pătrat acolo. Pătrat, aici. AB egal cu 4, radical din 2 minus, radical din 2 minus, radical din 3. Ei, și nu lăsăm așa.
Deci teorema lui Pitagora generalizată. Deci se aplică în orice triunghi. Da. Dacă știm două laturi și unul dintre ele. Exact. Atunci putem să o aplicăm și o aplicăm pe a treia. Înțeles. Deci, primea m-am gândit să facem chestia asta, zic, de ce să nu o facem? Dar în concret, mai trebuie să-l calculul ăsta. Să-l trebuie să-l calculul ăsta? Păi de ce? De-aia mă și tu la ea. Cum era bun acolo. Da, da. Deci cum, ce este de domnul ăsta? Atât, așa. Nu era cum? 4, radical din 2 minus 3. Numai radical din 2 minus 3. Ia să vedem cum face pe acolo. Nu mai amintim sau nu? Nu mai amintim. Deci radical din A minus C. Nu, aia am minus C pe 2. Da, aia să și-am plus C pe 2 în licei, ia am de la doua. Nu uite. Corect, nu, eu pentru mine atâta. Deci radical din A minus radical din B plus sau minus. Da? Dacă a pus minus la care e egal cu radical din A plus C pe 2 plus minus radical din A minus C pe 2 unde C egal cu radical din A plus A minus B. Hai să vedem dacă e adevărat asta. Adevărat. Cuvânt? Da. Formula radicalilor compuși. Dacă nu, nu e adevărat. Hai să vedem asta. A pătrat B. Hai să ridicăm acum doi membri la pătrat B. Da, bine. Să vedem cine este. Deci, ridicăm și stânga și dreapta. E plus sau minus acolo? Plus nu e important? Sau vrei numai într-un form? Hai să zicem cu plus. La noi, A. La noi e cu minus. Dacă e cu minus, hai să o cu minus. Dacă zici tu așa. Și să demonstrăm că asta e adevărat. Bun, ce mai modul din A minus A egal B? Nu, este asigurat asta. De ce? Păi la deci, A nu sunt radical, ca să scoți. Nu, ea spune așa. Adică m-a pătrat. Da. Și atunci, ar trebui să ieșim un modul, nu? Mm-hmm. Însă este asigurat faptul că e pozitiv, așa că nu a existat radicalul de aici. Uite, la mine este asigurat că radicalul ăsta există 2 minus radical de 3 număr pozitiv. Da, radical de 3, 1,70 și ceva. Deci nu e nevoie să ieșim în modul ăla. Ieșim așa. Am minus radical. Insist. Miruna, înțelegi? Nu înțelegi. Dar insist acum, trebuie să înțelegem. Când am scris așa, pretenția radicală există, asta e exterior, este asta pretenția. Ce sunt radical să fie pozitiv, dar atunci nu stau de vorbă cu voi. Deci, fiind pozitiv, n-am rost să mergi în modul. Da. Da. Deci, de aceea, radical la pătrat. A minus radical de B, egal cu A plus A minus radical de B, egal cu A plus C de B. Da. Minus A minus C pe 2. Minus? A minus C pe 2. A? Minus C pe 2, nu? Păi minusul din față. Minus A minus C pe 2 în paranteză. Miruna, este în birom aici. A minus B formula de cazul pe scurtat. Am întâlnit un cazul, a luat un de la 2 la B, un de la 2. Ce este acolo? Deci facem asta, că aveam radical din A minus C la a doua, dăm totul la a doua și că aveam minus C la a doua. Dar nu puteam cu minus pe una, ca să fie fiecare la pătrat. E minus la trei, e ca A minus B la a doua. Este din nou. Da. A plus C pe 2 minus 2 ori... Deci vine prima parte la pătrat. Hai să scrie pe problemă. A la a doua minus 2 a B plus C la a doua. Da? Îți grijă multe. Nu întâmplă tot,
cer să demonstrăm. Și m-am gândit la chestia asta. Așadar, bine, am pus sceptorul la T2 aici, minus de 2 ori, locul 1 ori locul 2, radical din A plus C, T2 ori, partea a doua la pătrat. Da. E pus A. A e la rând cu A minus A egal de B. Este egal cu A plus C pe 2. Nu. 2A pe 2. Adică A. Tot la acolo. Așa. A plus C la rând. Mă refer prin... Nu, nu. Mai A. Că C pe 2 și minus C pe 2 se reduc. A plus C supra 2 plus A minus C supra 2 cât dă? 2A. 2A. Pe 2. Și plus cu minus C să duc? Deci 2A pe 2. Deci A. Da. Da. Bun. A minus. 2 la egal din A minus C ori A plus C supra 4. A minus C. A plus C plus A minus C. Da. Sau A minus la egal din A minus C. Pe lângă radical din A plus C pe 2. Sau e egal cu A. Minus. Radical din A minus A. A pătrat minus C pătrat. A plus C pătrat minus C. A pătrat minus C pătrat. Am altă formă. De A la A. A la A. Da? Da. A la 2 minus C la 2. Supra 2. Dar nu este. Pe ce-l dus? 2, da, sunt radical, dar nu sunt 2 din față. Da, și mai rămâne 2. 2 ori 2 știu că fac 4. Ce? Păi dar a fost radical la dânt. E radical la dânt, e și la 4 radical. Aha. Deci păstrăm 2 ori din față, ți-am nu? Păi eu scriu, Miruna, minus 2, supra radical din față, da? Da, supra 2. Și 2 ori 2 se duce? Mhm. Rămâne așa. Și iată ce avem. A. Minus radical din B egal cu A minus radical din A la 2 minus la 2. A la 2 minus C la 2. Acum scădem în A. Sigur că s-a luat trecut. Deci în A casă o da. Care că radical din B egal cu radical din A la 2 minus C la 2. A la 2 minus C la 2. Deci am avem membrii la pătrat. Da, și o să avem că B e calcul la 2 minus C la 2. Deci B de aici e calcul? A la 2 minus C la 2. A la 2 minus C la 2. Deci aflăm C la 2 de aici. C la 2 e calcul B minus C la 2. C la 2 e calcul A la 2 minus B. Că C-ul are minus în față, să nu știe el partea cealaltă. Deci minus C pătrat, e C pătrat și vine A pătrat minus B. Și B-ul îl duce partea cealaltă. Nu? Și atunci, C egal cu radical, din C simplu? Deci rezultă că C egal cu radical din... A la 2 minus B. A la 2 minus B. Exact și ce am spus mai devreme. Deci e corectă formula. Da. Deci dacă avem așa, vreodată, radicalele și astea suprapus sau compus, cum să zic, și noi scăpăm de radicalele suprapus, aplicând această formulă. Unde C egal cu radicalele la pătrat minus B. Și atunci, radicalele care era? Nostru. Care era? 4 minus radicalele. Radicalele din mai 2 minus radicalele 3. Egal cu? A făcut ce mai întâi. Ăsta e auzul. Ăsta e 4 minus radical din 3. Nu, minus 3. B-ul e doar 3, nu e radical din 3. B-ul la formulă. Uite. Deci, ce e în interiorul radical? Deci 4 minus 3 și egal cu 1. Atunci vei putea spune egal cu 1. Radical din A plus C, 3 pe 2. 2 plus
mai de cald din. Care e cald din a minus ce? 2 minus 1 pe 2. 2 minus 1. Și e calculat din cald din 3. Cald din 3 pe 2. 3 pe 2 minus cald din 1 pe 2. Care înseamnă egal la spate. Nu? Nu, s-o să zici la pătrată. E valoare, atâta tot. Dar radical dintr-o fracție înseamnă radical numărător pe radical numitor. Da. Deci zic radical din 3. Minus radical din 1. Adică minus 1. Totul pe radical din 2. La același numitor. Asta e forma finală. Raționalizăm, sigur că da. Radical din 6 minus radical din 2 pe 2. Totul pe 2. Și acum ne facem la AB. Cât ai fost AB? 2 ori. Cum aveai? AB egal cu 2 ori. Era ceva în fața radicală din urmă. AB egal cu 4 ori. 4. 4 ori. La egal cu 6 minus egal cu 2 pe 2. Și egal cu 2 pe numărul egal de 6 minus egal. 2 pe lângă radicală din 6 minus egal din 2. Iată, cerința mea, slavând cafe, ne-a plimbat într-un set de informații foarte importante, care pe care le uitasem. Corect. Odată. General Octavian. General Octavian. Care s-a fi dorit cicliun, când cunoaștem două laturi și ochiul dintre ele. Este foarte clar de acum. Dacă două laturi și ochiul dintre ele, General Octavian specializată să oferă șanse să afle la tron. Și asta, cu radicalii și compuși. Și ne-a condus la radicalii și este compuși. Ne-am amintit formula. Am și demonstrat-o. Am văzut că am intrat în formulă de calcul pe scurtat. Și capcana aceea că fiecare la pătrat. Da, un pic mă fost amintit, da. Sigur că, dar nu avem, nu putem să greșim așa. Și, Miruna, când a fost fiecare la pătrat, dacă a fost produs? Da? Când avem plus sau minus? Plus sau minus, binom acolo. Da. Da. Deci aceste lucruri rămân pare. Da. Da? Deci s-o spună în proprietă laterală. Da, o față. Acum, deci o spună la suprafeții laterale. Toată suprafața laterală. VBC, nu? Nu VBC. Că a avut VBC, la asta. Deci toată mama din vârf. Nu, nu uita, ai suprafața laterală, domnul profesor. Da, da. Toate cele patru fețe, patru triunghiuri. Din vârf? Cu la face patru triunghiuri în gata repite, ce face? A, nu știu, acum nici domnul profesor. Cum trebuie să desfășurăm un plan? Deci încercăm să le prindem în plan, nu? Într-un singur plan. Da. De ce le prindem în triunghiuri? Patru. Patru triunghiuri. Păi așa, să știu, am văzut în lecția de ieri și am văzut că atunci când ștergeți, dar nu se duce în vedere. Așa. Deci ai văzut... Da, 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 e mormonit, dar am văzut ce-am făcut ieri. Deci eu n-am fost. Cum puteam, n-am văzut. Desfășurarea în plan este vorba de aranjarea triunghiurilor respective, a tuturor fețelor, într-un singur plan. Da? La notable. Da? La notable. Deci, avem ăsta, triunghiul ăsta V, A, B. Da? V, A, B. Apar cele patru triunghiuri.
Legate de cine? De baza aceea. De ce să facem? Păi nu, dar cum o facem? Cum asta facem asta, fix asta de desfășurată, nu ca piramida desfășurată care am făcut. Deci, când am făcut... Un pătrat, sigur, că era și atunci și desfășurată. Așa am făcut. Da. Și aici am făcut. Un trânghiechi la internă, să fii să-și cer, în partea asta tăiază un trânghiechi să-și cer. Așa. Da. Da. Am desfășurat normal. Și suprafața este asta. Dacă vreți să le prindem pe toate legate, atunci punem unul așa, unul în invers. Da? Ce? Deci A, B, V. Punem celălaltul răsturnat. Ce? Da. Urmează celălalt și în sfârșit este un paragraf. Cele patru. Deci după ce am desfășurat așa, minunat, dacă vreți să vedem compact suprafața laterală, o plăteam surprinzică într-un paragraf. Da? Și atunci, toată suprafața laterală este acest paragraf. Da, dar cum mai grav așa, vreau. Da, ca să îl vedem așa desfășurat, după aceea ne-am luat și am prins unul pe altul și am venit da. Suprafața laterală, toată prinsă. La ce? Calculați lungimea celui mai scurt drum de la punctul B la punctul D, de la B la D, de la B, care intersectează unghia VC. De la B la D, care intersectează unghia VC. Asta îmi pare repede. Adică, care este mai scurt drum, lungimea celui mai scurt drum, de la punctul B la punctul D, care intersectează unghia VC. Ai zis că sunt paralele, nu? Nu. Deci la B, la B, da, care intersectează unghia VC. Deci, V, B, D,
Pe lângă ăsta este echilateral. De ce motiv să fie echilateral? Desfășurăm un plan, fetele VGD. VGD. Și? VGD. Și VGB. Și VGB. B. Ne punem plan. VGB. Deci VG e comună. Da. VG e comună, domn profesor. Și de partea de alta e VG și VD. Atunci, hai să facem. Deci îi facem un plan, așa cum așa, ui. Deci... VG. Deci V, D, C. C. Și acum, în continuare, vine V, C, B. V, C, B. B. V, G, B. Înseamnă B aici ar trebui să fie, nu? Și unde punem? Și B, G, B. Mai este același triunghi acolo? Și B, G, B. Mai nu. B, G, B trebuie să duc așa. Așa. Deci B, G, B, ca să păstrăm aceeași chestie. Da. Și pe deapare, deci, ca o rozetă. Da. Ca o rozetă. Că trebuie să fie... să fie... V, D, C. Și acolo B. Și B. Da. Deci l-am dus și trebuie să fie V, A, V, G, V, B, V, D, poate... Deci așa trebuie să facem și la B. Și așa aici, da. Da. Ca să fie o rozetă. Bun. Și... avem V, D, egal cu V, C, egal cu V, B. VD egal cu VG, egal cu VB. Avem pe 4, da. Da. Deci 4, 4. Nu știu dacă VG e 4, AB, nu, e tot altceva la AB. Păi, VG e latura de jos. Păi da, da, VG nu-i 4. Ah, mi-a dat altceva. Mi-a dat altceva, nu. Noi avem așa, VD, ăsta e 4, 4, 4. Și 4. Și un glugă de 30 de grade. Și ăsta e 30 de grade, da. Da. Și 30 cu 30 fac 60 și atunci... 60. Și atunci am unghiul ăla e congruent cu unghiul ăla și atunci drumul cel mai scurt e la BD și... Deci... de la B la D, da. Se intercepteze pe VC, iată aici, da? Triunghiul ăsta este, în clipa asta, este echilateral. Am 30 cu 30. Da, nu, dar era de mult, că știam că VB e congruent cu... A, nu, și dar VB cu VD. Da. Da. Și mai vine tot 30 și atunci... ce se întâmplă? DB asta... DB e 4 și ea. Da. DB, DB da. Este 4 și da. Asta era un drumul cel mai scurt de DB. Deci, da. De ce e 4? Păi dacă e chiar era... Păi da, de ce nu era 4 cât a fost AB? De ce e 4? Nu, domn profesor șterge de acolo că interpretează, deci, vedeți? V, D, V, C și V, B. Dar de ce? Am spus noi că... Când nu dacă este? V e pe lângă. V pe lângă radical, de zi 6. Așa. V pe lângă, așa spune, de scale 2. Da. Dar acum tot unghiul ăla din V e 60 grade, da. E 30 plus 30. Și ce vrei? De V e 4. Da. Asta. Și alea cum erau comune. Bine. Și acum ăla e... și cum cel mai scurt, e de la B la G. E o dreaptă, în secundă. E clar că... și e egal cu 4 cm. Da, până când se difuzează
facem așa? Deci, de înseamnă că desfășurarea în plan la punctul B trebuie așa ca o rozetă. Așa, că așa ne ajută. Exact, numai așa ne ajută în problemă, vezi? Hai să mai așa, revenim la desfășurarea în plan. Nu așa cum o dăm aici, în varianta aceea în care se taie și se tot duce așa. Exact, așa trebuie să facem, da. Deci, putem. A, B. A, B. B, B, C. C. B, C, D. E, da. D. Și... B, C, A. Câte sunt? 4, 3, 120. Da. Deci 130, 30, 30, 120 de grade trebuie să am. Da. Înseamnă că nu mă duc 80. Nu, nu fi mai întregat. Nu am luat un lucru de 30 de grade, da? Așa, să zicem așa, acum. A. A, hai zis, da? Da. Asta e desfășurarea. Bun, și la punctul D, mi se zice așa, calculat lungimea acestui mai scurt drum, de la punctul A la punctul D, care intersectează mușchiile VB și VC. De la A la D. D. Care intersectează mușchiile VB și VG. VB și VG. De la A la D. De la A. Deci calculați lungimea, tot dacă la fel. Lungimea celui mai scurt drum. De la A la D. De la A la D. Uite aici, așa. Uite așa, se rămâne, vezi cum? Nu de la O la D, de la O la D, care intersectează pe VB și pe VC. Deci, cât e AD-ul? Așa. Asta mi-e cerea acum. Cât e AD-ul? Cât e AD-ul? Păi acolo cât? Păi nu a făcut drânghiucoare. Drânghiucoare ce-l de drânghiucoare? Izoscel. Izoscel? Ia uite la O. Drânghiucoare. Este izoscel. Da, dar și el în V cât are? Cât e grade are? Acum s-a făcut. V are 30, VBC are 30 și C, VD are 30, ăla are 90. 90 grade. Pe dacă are 90, noi o știm pe V și pe VD. Gata, pe Pitagora. Pitagora. Are 90, asta încercam să zic, ăla are 90. Dacă n-ar fi fost 90 și ar fost în altul, pe care îmi place așa. Realizat, tot așa. Că avea 2 grade. Da. Și cât e adă? O calculăm, dacă tot am ajuns. Asta vedeți. A de la 2. A de la 2 egal cu 4, egal cu 2 ori 4 la 2. A. 2 ori 6. Și atunci la 2 egal cu 4, egal cu 2. 4, egal cu 2. Mie mi-a făcut problema asta. Am învățat ceva. Hai să vedem încă o dată care au fost lucrurile. Deci, la punctul A, egalitatea aceea presupunea celul 4 segmente luat triunghiul de 2 de 2, triunghiul de isoscele toate. Și am arătat imediat că sunt mușchile. Avem noi în plus cu observația aceea, aflăm în lungimea lui AB, care mi-a plăcut foarte tare. Da. Am învățat ce înseamnă desfășurarea în bani și cum o doresc ei. Cum anume, deci păstrăm vârful V și triunghiurile le lipim unul în gardul. Da? Și în felul ăsta... Aflăm drumul cel mai scurt de la un punct la un alt punct. Diagonală, cea două puncte între ele, la componentele. Da. Și niște triunghiuri acolo, acolo, nu? Da. Tot. Altceva. Ce mai putea discuta aici? Planul VAC și cu VDB, după cine se intersectează? VAC și VDB. VAC și cu VDB se intersectează în... Aia zici cu VDB. În V. Exact.
VDP, cele două plane au pe V comun și pe O comun și atunci asta e grafa, da? VO. Dar planul VDC și ABCD. VDC și ABCD. VDC și cu ABCD. De ce? De ce? Păi. Auziți, planul ABCD, nu avea nevoie doar de 3 litri, vreau să simplu, nu știu ce trebuie pe 4 acum. Efectiv, 4 rate, ne referim la luăm toate punctele care sunt în planul respectiv. Dacă era hexagon, eu luam toate 6. Sigur că da. Categoric că 3 sunt suficiente, dar pentru a avea discuția clară și pentru ca în situațiile în care intră punctele acelea în discuții, să știm sigur că o planare, toate cele 6 sunt în aceeași plan la hexagon. Da? Da. Și la patrătere tot la fel aici. Da? Asta a fost discuția, să începem. Da, chiar am învățat ceva cu modelul, da? Am rămas bun. Avem lucrurile care, cu care rămânem ca o amintire și în altă, ca o experiență, să zicem, în alte probleme. Desfășurarea terapiei, nouă parte. Și... Da. Am știrea în care au spus acuși. Da, și dacă au acest realizată, care au uitații și mult uită, urmă, pentru dacă nu lucrăm. Păi asta e, cu matematică, pentru că în anume, continuu, continuu, continuu. Nu poți. Spui, gata, am ajuns la un nivel, nu mai fac, nu mai lucrez. Nu e posibil. Da. Am probleme pe bune. Da? Foarte tare. În felul celor care se dau la evaluare la clasa 8-a, nu teste. Probleme. Da, probleme că... Da, te rog. Da. Așa, vedele că am aici. Deci, un paralelic pe dreptunghic. Deci, un paralelic pe dreptunghic. Un paralelic pe dreptunghic. Cuboidul. Toate fețele ce? Adică... Sunt dreptunghi. Toate fețele sunt dreptunghi și zice acolo un paralel pe dreptunghic. Are dimensiuni egale cu 3 cm și 4 cm. 4 cm respectiv 12 cm. Un paralel pe dreptunghic. Adică să facem un prismă cu baza un dreptunghi. De ce prismă? Păi... Paralel pe ducii. Are vârf? Nu e o prismă? Dreptul jos, dreptul sus. Ce o poate? Cele două sunt paralele. Prisma, da? Nu unde ești la cu. Păi. Așadar, o să desenăm cum desenăm dreptul ghiul de la bază. În spațiu. A, în plan? În spațiu. În spațiu, da. În ce? Între dreptul? Da, în spațiu. În paralelă. Paralelă, sigur. Thank you.
E cu colțul de apă. Notăm cu A prim de prim, ce prim de prim? Deci notăm cu A prim de prim, ce prim de prim, cu voindu sau paralitetul de prindii sau prisma dreptunghiulară, da? Baza un dreptunghi. Bun. Și acum eu zic așa, are dimensiunile egale cu 3 cm, 4 cm, respectiv 12 cm. Oare care, domn profesor? 4, 3... Lățimea, lățimea și înălțimea. Și 12. Vezi? Aici nu s-a zis lățimea, lățimea și înălțimea. Zice doar care dimensiune. Tu trebuie să știi despre cele 3... Exact, exact. Dar nu am spus nicio greșeală de acolo. 12, 3 și 4. A, nu era nicio treabă. Nimic. Okay. Cele 3 dimensiuni. Deci are dimensiunile egale cu 3, 4, respectiv 12 cm. Deci un paralelepiped dreptunghi are dimensiunile egale cu 3. Dar pe inversare era nimic, nu? Nici o problemă. Aha, este același. Bine. Aflați lungimea diagonalei paralelepipedului. Adică la ce, nu? A lui? A paralelepipedului, nu a bazei. Diagonala paralelepipedului. Cum am zis? De 1B. De 1B, așa. De primul. De primul. Da, asta este. Sunt, noi am vorbit data trecută, sunt patru. Nu? Da. Toate patru se intersectează, am discutat. Da. Se jumătățesc. Mai este cu alta? Altă diagonală. Altă diagonală? Da, este încă trei. Încă trei. Iar nu înțeleg. B1D, C1D, B1D. C1A, C1A. Ce prima, da. B prim de. B prim de, da. A un... A prim ce? Da, a un prim ce. Coate. Ok. Cum aflăm diagonala? Nu de ce am izodat. Și? Clar. Dintr-un punct, pornesc toate trei, pornesc dat o chestie, nu? Că x la a doua plus y ceva și se afla aia, aia e chestia aia, nu? Da, dar nu trebuie să ții minte. Formula. Pur și simplu că x așa mai e minunat. De deprim, fiind pe perpendiculară cu asta, da. Ești pe deprim. Adică unghiul ăsta de aici câte grade are? 90. În D prim, D, B. Are 90 și D prim, D, C tot 90. Și D prim cât? De ce? D prim, D, C tot 90. În fața respectivă, în spate. Și D prim, D, A tot 90. De ce? Păi noi D prim în spate. A, da, 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 da. Pe lateral acolo? Bun, mai dreptunghiule. Da, și? Și atunci, cine ar fi asta de prim B egal? De prim B cu D de prim și de prim de la a doua plus de B la a doua. Corect. Da. Dar de B, de unde poți afla? De B, o aflu din... Păi A, B, C, D, e tot dreptunghi. Da, și așa e o diagonală lui. Din punctul de A, B. Uite aici. Acolo nu o știu. Da, frumos. Bine. Unul ai 3, unul ai 4 și o aflăm din B. Cred că din 5. Nu. 9 plus 6 plus 5. Da, deci asta este. Asta la pătrat e suma pătratelor tuturor dimensiunilor. Da. Adică asta la pătrat. De pe 5.
Da. Da. Și? Și de deprim cât e? De deprim 12. Ah, 12. Băi, mă, când e drăguț, e plătea. Deci de prim B este suma pătratelor, măi. Diagonala la pătrat. Da, da. De pătrat egal cu? De pătrat. Cum am zis, atunci X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat. Da. Nu? Asta era forma da. De cei trei dimensiuni. Care de D pătrat egal cu? Adică D pătrat egal cu X la care... 3 la 2, de 4 la 2. Păi da. Și ce e concurentă? Era mijloc și ea.
N-am spus că toate diagonalele... Cu paralelogramul ăla de B1, nu are, dar... Deci n-am spus că toate diagonalele... Se efectuează într-un punct. O, care e la mijloc, gata. Uite-te așa trebuie să se duce. În... Ultimul. În dreptunghiul. De prim, de prim. În dreptunghiul acesta, cele două sunt diagonale. Și nu se jumătățesc. Diagonalele într-un dreptunghi sunt congruente și se înjumătățesc. Corect. Așa că, în momentul în care se spune distanța de la B la O, tu trebuie să surprinzi asta, deși prin B prim, e rapid rezolvată problema. Dar... să zicem, de la A prim la O, la A prim O. Ai putea să afli distanța asta? A prim O? Da. Păi A prim C e o diagonală. A prim C, da. Este un diagonală. Un diagonală 13, tot 6. Sigur, da. Este aceeași poveste. Da? Deci una, două, trei și a patra care? E, a patra e... A patra e diagonală pe care? Am aflat-o. Păi nu, eu sunt vreau să-i văd toată ceva. B1 de C1A. C1A și așa ar veni. Și C1A. Da, urmă așa ca să... Da. Altfel ar fost colineal.